Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Suntem din nou împreună la Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV. Locuri în care vă invităm să ne și scrieți și să le adresați întrebări dacă doriți invitațiilor mei de astăzi și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Am dezvăluit deja că am astăzi invitați. Sunt doi la număr, pentru că 2024 este un an destul de dificil din punct de vedere politic și administrativ, pentru că acum, pe ultima sută de metri înainte de campania electorală, de alegerile locale și europarlamentare, ce vor avea loc în data de 9 iunie, mulți dintre primari accelerează așa în această perioadă unele proiecte, unele lucrări, dacă va fi sau nu în beneficiul lor rămâne de văzut acest lucru. Astăzi vom discuta despre reședința de județ, despre DEVA, despre proiecte, probleme și viziune până la urmă, pentru că avem nevoie cu toții de o viziune pentru dezvoltarea și pentru a face ca lucrurile să se schimbe într-un fel sau altul în perioada următoare. Alături de mine astăzi este domnul Gabriel Ionașcu, candidatul AUR pentru funcția de primar al municipiului DEVA. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și dragilor noștri deveni! Și, după cum vedeți deja în imagini, domnul Emanuel Cleș, candidat pentru funcția de consilier local al municipiului DEVA. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Un an 2024 complicat, nu doar pentru cei care sunt deja în anumite funcții publice, ci și pentru cei care acum au intrat în această luptă electorală din dorința de a face mai mult pentru comunitatea din care fac parte, comunitățile în care mulți dintre ei s-au născut, au crescut, au avut parte poate și de o educație din acest punct de vedere, dar unele probleme i-au determinat cumva să intre în această luptă. Este și cazul dumneavoastră, domnule Ionașcu. Ce v-a determinat să intrați de fapt în această luptă pentru a ocupa această funcție de primar al municipiului DEVA? Bineînțeles că nu am putut sta impasibil la tot ceea ce văd că se întâmplă zi de zi în jurul meu. Bineînțeles că nu pot sta deoparte atunci când văd că lucruri care ar trebui să fie în normalul și în firescul lor nu sunt în matcă. Și atunci am decis să intru în această bătălie pentru a normaliza situația. Mă gândesc că aveți și soluții pentru problemele pe care le-ați identificat, în primul rând dumneavoastră, ca simplu cetățean, pentru că sunt convinsă că ați avut multe obstacole, poate și dumneavoastră, pe care le-ați întâmpinat uneori, dar și din postura pe care o aveți acum, iată, de candidat. Categoric, am soluții, avem posibilitatea să le implementăm, lucrurile sunt practic la îndemână. Însă, datorită unei proaste viziuni care a existat până acum, ele nu au putut fi aplicate. Soluția suntem noi. Din momentul în care vom ajunge la primărie, implicit vom trece la treabă. Domnule Cleș, sunteți cumva, cred că cunoscut nu doar în DEVA, ci cred că în întreg județul, probabil că ați depășit și limitele sau granițele județului Hunedoara, sunteți unul dintre cei mai vocali cetățeni, în primul rând, pentru că am asistat și noi și cred că și parte dintre cei care ne urmăresc au văzut unele ședințe de Consiliul Local de la DEVA, în care ați ridicat, cred, aproape în fiecare ședință de Consiliul Local, cel puțin o problemă pe care ați identificat-o dumneavoastră, personal, sau probleme pe care vi le-au transmis alți cetățeni, iar dumneavoastră a fost cumva așa vocea oamenilor nemulțumiți. Este adevărat, sunt perceput ca fiind un cetățean implicat, un cetățean care am fost activ în toată perioada de după campania din 2020 până în prezent. Indiferent de ceea ce se va întâmpla 9 iunie, angajamentul meu ferm cu devenirea este de a continua activitatea mea și de a identifica soluții acolo unde administrația publică locală,
fie prin necunoaștere, fie prin delăsare, nu le identifică pe cele mai bune. Și pot să spun că, într-adevăr, când am constatat că un lucru nu merge bine în oraș, în afară de faptul că era de datoria mea să-l aduc spre cunoștința factorilor care sunt responsabili de rezolvarea acestuia, am încercat să vin și cu soluția, cu propunerea. A spus că era de datoria dumneavoastră. De ce era de datoria dumneavoastră să consider și cred că nu este suficient probleme. Să mă duc să mă prezint în fiecare an la serviciul de la Direcția de Impozite și Taxe Locale pentru a-mi plăti impozitele și taxele, care este un lucru onorant, adică cred că orice cetățean are un legământ cu comunitatea unde trăiește și prin faptul că contribuie sub o formă sau alta prin plata acestor impozite și taxe la dezvoltarea economică a orașului. Și mai cred că și mai important este ca oamenii de bună credință, oamenii care au făcut ceva în mediul de unde provin, în speță, în cazul meu, în mediul privat, să se implice și într-o formă sau alta, fie că de regulă ar trebui să fie politică, pentru că din cadrul unui partid politic poți accede pe o funcție de unde ai pârghile necesare pentru a gestiona problemele cu care se confruntă comunitatea, pentru că, am mai spus-o și repet, din punctul meu de vedere, administrația publică înseamnă, de fapt, o gestionare a resurselor pe care sunt puse la dispoziție pentru a satisface cât mai multe din nevoile și așteptările populației, adică a cetățenilor, și, bineînțeles, pentru a găsi soluțiile fezabile sau eficiente la problemele cu care comunitatea se confruntă. Acum, e adevărat că nevoile sunt infinite, pe când resursele sunt limitate, și atunci o bună gestionare a acestor resurse și o chipzuință și un management performant și o echipă de oameni cu viziune, cu strategie, cu implicare, sănătoși în deplinătățile mentale, pentru că am mai văzut și câteva personalități prin primăria municipiului Deva, chiar la nivel înalt, care din punctul meu de vedere, modul cum se comportă, cum se exprimă și cum îți desfășoară activitatea, eu îmi pun un semn de întrebare dacă mai sunt abili în a-și gestiona atribuțiile de serviciu. Și tocmai de aceea spuneam, eu cred că e nevoie și este necesar ca oamenii să se implice și dacă vedem că un lucru nu merge, să-l arătăm, să contribuim, să ne punem la dispoziția comunității în a rezolva acea problemă, pentru că problema dumneavoastră este în fond și a mea și a celor care trăiesc în comunitatea asta frumoasă numită municipiul Deva. Domnule Ionașcu, aveți cumva o viață personală relativ liniștită, aveți, cred, cam tot ce vă poftește inima, să spunem. De ce un astfel de om își dorește să devină primar? Pentru că, la fel cum spunea colegul meu, este foarte important să fii implicat în viața comunității. Dacă m-aș mulțumi la a rămâne în bula mea, în care mi-e bine, sunt liniștit, aveți o liniște, oarecare, am o liniște, exact, și un confort oarecare, mi-ar fi foarte ok, însă în momentul în care aș ieși de acolo, aș vedea problemele cu care se confruntă semenii mei. Ori în atar situații, eu personal nu pot sta indiferent. Și pentru că discutam de implicare și discutam de faptul că trebuiesc identificate soluții, iar cei care sunt îndrituiți de aceste soluții nu le aplică, ba mai mult, nu-și fac datoria. Și repet încă o dată, nu-și fac datoria față de cetățean. Pentru că cetățeanul i-a investit în momentul în care i-a pus în funcție, fie pe funcția de primar, fie viceprimar, ulterior, primarul și-a desemnat aparatul de serviciu, însă acel aparat este unul nefuncțional, acolo nu este loc de întors. Și revenind la problemă, aș vrea să punctez un lucru. Acum două zile am fost în pragul unei tragedii, pentru că mergând la simbolul care este de notorietate al municipiului nostru, adică cetatea Devei, cetate care este deservită de o telecabină care după ani de lucru și o investiție fantastică de peste 4 milioane de euro, este nefuncțională. Revenind la ceea ce spuneam, tragedie, acum două zile 14 copii au rămas blocați în acea telecabină. Un lucru înfiorător, un lucru îngrozitor, față de care nu doar eu, nimeni nu ar trebui să trecem impasibil, pentru că acea telecabină este o capcană a morții.
să ferească bunul Dumnezeu să se întâmple o tragedie, pentru că în atar situații nimeni nu se va mai sui în acea telecabină. Ori, simbolul municipiului Deva a devenit un monument al incompetenței administrației. Spuneți că administrația este de vină pentru ceea ce se întâmplă acum cu telecabina, în condițiile în care există o firmă care se ocupă, nu, în prezent de această telecabină, încă este în garanție, din câte se cunoaște. Este administrația, se face vinovată pentru aceste defecțiuni destul de dese, ce-i drept, în ultima perioadă. Faptul că nu a fost lucrarea, nu a fost gestionată corespunzător, faptul că nu s-a lucrat cu specialiști și s-a preferat la a apela la o firmă de casă, așa cum sunt obișnuiți comasații. Aveți în dovezi în acest sens? PNL și PSD? Da, am dovezi. Dacă nu credeți, sunați-l acum pe administratorul City, managerul orașului, pe domnul Berbeceanu, și întrebați-l să ne dea acum în direct numele firmei și cine este proprietarul acelei firme, și o să vedeți că este un renumit senator PNL. Dacă dorește domnul administrator public, poate să intre în direct și să ne ofere aceste detalii. Scrie. Ei, îi oferim acest drept. Mai mult de atât. Vă rog. În loc să se lucreze cu specialiști, aduși specialiști exact cum s-a făcut prima telecabină și cum s-a lucrat la prima telecabină, în speță cu o firmă de specialitate din străinătate, care a adus performanță și acea telecabină a funcționat în momentul de față. Însă, să știți că noi cei de la AUR, după cum ne blamează foarte mulți dintre colegii noștri de pe șicherul politic, să știți că noi venim și cu soluții. Asta în ciuda cârcotașilor. Soluția ar fi, pentru a se mai întâmpla astfel de defecțiuni, pentru că există o problemă acolo de alimentare de curent, este achiziționarea unor acumulatori care să suplinească nevoia de electricitate la partea de urcare. În felul ăsta s-ar preveni foarte multe dintre lucruri. Însă, revenind la fondul problemei, este deosebit de grav această stare de fapt. Este un pericol real zi de zi exploatarea acestei telecabine, pentru că să ferească bunul Dumnezeu să se întâmple o nenorocire. Nu știu cine, că atunci toate instituțiile nu vor ști cum să dea vina unii pe alții. Cei de la ieșiri, că nu s-a făcut, că nu s-a respectat graficul, că una ca alta, însă oamenii vor plăti, cetățenii vor plăti cel mai scump preț, adică probabil cu viața. Domnule Cleș, și dumneavoastră ați fost destul de des în această zonă a cetății, ați făcut și unele filmulețe pe paginile dumneavoastră de socializare, ați discutat cu unii dintre turiști, unii dintre cei care au avut această experiență. Care este părerea dumneavoastră cu privire la această investiție? Iată, vorbim de 4 milioane de euro, o investiție mult așteptată și de către Deveni, dar în special de către acei turiști care mult timp au așteptat, de fapt, să urce cu ajutorul acestei telecabine pe cetate. Eu aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, pentru o mai corectă informare a celor care ne urmăresc, sau fie în direct, fie în la momentul în care vor urmări această emisiune, să readuc aminte faptul că încă de la început, când procedura de atribuire a contractului de lucrări era publicat pe SICAP, pe site-ul electronic de achiziții publice, am avut o intervenție și am spus că procedura în sine este vicioasă. La momentul respectiv, și menționez faptul că tot ceea ce spun acum poate fi verificat, procedurile anulate, atribuite sau în orice fază s-ar afla ele în desfășurare, sunt pe site-ul de achiziții publice. La momentul respectiv am spus că procedura de atribuire este vicioasă și că ar putea să ducă într-o direcție pe care să nu ne-o dorim. La momentul respectiv procedura a fost anulată și a fost reluată. Într-adevăr, s-a ținut cont de câteva aspecte pe care le-am adus spre cunoștința opiniei publice a compartimentului de investiții și achiziții și în speța primarului, city managerului și viceprimarilor, adică decidenților din primărie. Și procedura s-a corectat pe alocuri. A fost din nou scoasă la licitație, ea a fost și atribuită, a trecut acum, ca să trec un pic, să accelerez un pic, au trecut 3 ani și jumătate în care
cu greutăți, cu împotmoliri, cu bani pierduți pe de o parte la bugetul public, cu pierderi. De ce bani pierduți? Pierderi pe, nu s-a putut exploata telecabina nefiind funcțională. Noi am avut pierderi din contravaloarea tichetelor pe care turiștii le-ar fi plătit, bani care rămâneau la bugetul local și din care puteam asigura, eu aș fi asigurat cofinanțări la proiectele europene, care multe dintre ele s-au pierdut și din cauza, cred eu, că n-am avut cofinanțările, dar putem să revenim la subiectul ăsta sensibil. Se realiza practic amortismentul. Exact. Pe de altă parte, spuneam despre telecabină, venim un pic la 3 ani și jumătate de la investiție, am avut acea perioadă în care spuneau cei de la primărie că nu au găsit liftieri. Și acum vă dau un breaking news, puteți să și spuneți, este prima dată când spun acest lucru. Am făcut o cercetare, am fundamentat puțin situația, pentru că în experiența mea în administrația publică, în fonduri europene, în achiziții publice, am cam învățat care sunt viciile de procedură și pe unde, de ce trebuie să mă feresc. Vreau să vă spun că primăria municipiului Deva a atribuit un contract de asigurare a liftierilor unei firme care la momentul atribuirii contractului nu avea în actul constitutiv, în obiectul de activitate, codul CAEN care să îi permită realizarea unor activități similare. Aceste aspecte sunt de natură care să pună la îndoială dacă firma respectivă... E grav ceea ce spuneți și dacă într-adevăr e adevărat. Verificați achiziția din 1 decembrie 2023 către o firmă din Deva, nu vreau să dau numele că nu asta contează, și oricine poate verifica în actul constitutiv la Registrul Comerțului dacă firma respectivă avea trecut în actul constitutiv sau în certificatul constatator vreo activitate care să-i permită acesteia desfășurarea unei activități similare celei care a fost contractată. Adică sunt două părți, furnizorul și beneficiarul. Eu, ca să pot să prestez o activitate de ecarisaj, spre exemplu, trebuie să am cel puțin, pe de o parte, personal instruit, trebuie să am un cod de activitate care să permită desfășurarea acestor activități și care cod de activitate trebuie să fie autorizat. Că de multe ori, în anumite domenii, autorizarea unui cod CAEN a unei activități se face pe baza unor alte specializări, certificate. Practic spuneți că s-a început din sarcul stângul acest proiect. Aș merge mai departe să vă spun că tot pe sfârșit de luna decembrie 2023 investiția care vizează modernizarea telecabinei, care, cum a spus și dumneavoastră, este în sumă de 4 milioane de euro. Un alt aspect care vreau să scot în evidență este faptul că cei din primărie n-au avut abilitatea de a găsi o formă de finanțare nerambursabilă, adică dacă sunt bani gratis, între ghilimele, pe care poți să-i folosești, de ce să consumi tu resursa publică din banul meu, a cetățeanului, din buget local, când poți să faci investiția din fonduri europene? Iarăși mi se pare o inabilitate, un handicap, aș spune eu, în ceea ce privește viziunea unui om gospodar și a modului în care el ar trebui să cheltuiască resursele. Și vă spun că în decembrie 2023 a început recepția acestei investiții, recepție care s-a finalizat în luna martie 2024, dacă nu mă înșel, și de atunci, din ce mi-aduc aminte când spuneau părinții mei, telecabina funcționează precum mergeau autovehiculele pe drumuri în perioada comunistă. Într-o sâmbătă, numerele cu soț, în cealaltă duminică, numerele fără soț. Deci este inadmisibil ca în anul 2024, după 3 luni de recepție, după ce a ieșirizat telecabina, după ce avem liftieri, după ce am plătit 4 milioane de euro din bani publici, din bugetul propriu, că nu sunt fonduri europene, să avem astfel de sincope. Și mai mult decât atât, cum spunea Gabi Ionașcu, speranța mea că va fi și omul care va putea să îndrepte, începând din luna septembrie, tot ceea ce merge rău în municipiul Deva, adică va câștiga funcția de primar. Asta vor decide de veni, domnule Clej. A spus că speranța mea, e o speranță. Spuneam doar că este inadmisibil să expunem la risc de accidentare
sub o, mai ușor sau mai grav, niște copii sau niște adulți prin faptul că exploatăm o telecabină care s-a dovedit a fi nefuncțională. Cu acest lucru nu pot să fiu de acord. Sunt într-un total dezacord și cer public factorilor care sunt responsabili, domnului primar, domnului city manager, domnului viceprimar, aparatului tehnic din primărie, să meargă la telecabină, să asisteze funcționarea ei. Este inadmisibil ca din două în două zile niște oameni să rămână suspendați, cocoțați sau să știu eu, să se producă alte pericole în zonă. Vorbim de foarte mulți bani aici, vorbim probabil și despre o viziune de dezvoltare a turismului din acest punct de vedere, însă deocamdată lucrurile nu par a se alinia. Știți ce este cel mai grav? Spune. Că în ciuda acestei situații și în momentul în care ai o problemă la un sistem de frânare pentru un asemenea mijloc aflat în exploatare, nu am văzut acolo să se deplaseze nici primar, nici viceprimar, că sunt PNL, că sunt PSD, oricum sunt comasați și au dat mână cu mână și merg împreună, merg în tandem, doar vând o gogoașă de aia sfruntată cetățenilor, cum că ei nu au nimic împreună. Nu, fraților, ei sunt comasați, ei vor să păcălească în continuare populația și să rămână în continuare la butoane. N-am văzut city managerul acolo, mai mult de atât. Am văzut zilele trecute, am văzut un băiețaș, secretar de stat pe la Ministerul Turismului și Dezvoltării, care vrea să candideze și el pentru funcția de primar. Cu toate astea, pentru că este în viziunea de dezvoltare a județului și în speță a municipiului Deva, o dezvoltare pe latura asta de turism, n-am văzut să vină, să iei atitudine, să facă ceva, să facă un demers la Ministerul de Resort, a cărui secretar de stat este. Păi asta denotă lipsa de implicare, că tot discutam la începutul emisiunii dumneavoastră, discutam despre implicare și acea mimare a implicării, mimare care o vedem la autorități în momentul de față și care nu există în fapt. Practic, cetățenii sunt păcăliți. Au fost păcăliți până acum, sunt păcăliți în continuare. Și se va merge tot pe o păcăleală. Eu sper și nădăjduiesc ca cetățenii de data aceasta să nu se mai lase păcăliți. Spuneați că ar fi putut candidatul PSD să facă ceva demersuri în acest sens și dumneavoastră sunteți candidat. Ce puteți face dumneavoastră? Să-i lăsăm pe alții să spună ce vor să facă. Eu ce aș putea face în acest context? În contextul dat în care s-au investit atâția bani, deci se pot face o sumedenie de lucruri. Nu ar trebui să ne pliem pe garanția care este pe lucrare. Lucrarea trebuia făcută de calitate. Lucrarea trebuia pusă în funcție. Dar nu face primarul în standardele de calitate. Face nu, primarul firma respectivă. Primarul are la dispoziție un aparat tehnic de specialitate care trebuia să urmărească pas cu pas. Din ceea ce a prezentat colegul meu aici de față, ați văzut cum s-a pus problema. Practic, societatea care s-a ocupat de această problemă, practic a făcut pionierat. De la lifturi am trecut la telecabine. Ca și ceilalți care au trecut de la tancuri la dinți. Nu se poate așa ceva. Discutăm despre un transport, chiar dacă, într-adevăr, liftul este un transport de persoane, însă acolo, dacă numărul de persoane este limitat, aici discutăm despre un număr mult mai mare de persoane. Implicit, gradul de exploatare este unul ridicat și atunci este nevoie de o aplicare și, bineînțeles, de personal tehnic de specialitate aplicat pe această problemă. Revenind la problema bugetului cheltuit, foarte mulți bani. Ne mai punem la socoteală faptul că în toată această perioadă în care s-a lucrat efectiv, dar s-a lucrat haotic, s-au pierdut bani. Se putea amortiza acea telecabină. Nu s-a amortizat. Păi unde se duc banii? Nu ne dă nimeni niciun răspuns la această întrebare. Se cheltuiesc o grămadă de bani. Primăria Deva are cel mai mare buget, că mă întrebați ce se poate face cu bugetul Devei. Primăria Deva are un buget fantastic de mare. Este mai mare decât al Consiliului Județean. Și cu toate astea nu se face mai nimic.
ne uităm la, haideți să ne uităm la vecinii. Nu se face, domnule Ionașcu, pentru că vedem păi în ultima se fac, perioadă se fac, și se fac primarul de proastă calitate. Funcție anunță foarte multe proiecte de zeci de milioane de euro, proiecte, unele implementate, altele... Dacă s-ar duce primarul, dacă ar lua la pas, dacă ar lua orașul, dar nu se mai duce, că e frică că îl trag cetățenii de mânecă, ar vedea haosul creat în oraș în momentul de față. Dacă l-aș lua pe băiețașul ăsta de care vă spuneam eu, dacă îi dau GPS-ul în mână, cred că nu știe, cu GPS-ul abia nimerește micro 15, cred că el nu știe câte cartiere are Deva. Cam aici ne raportăm la cei care își doresc, să acceadă spre această stare, spre această funcție. Însă, asta vă spuneam, în periplul meu și în periplurile care le-am, pentru că eu am fost întotdeauna un om al oamenilor și sunt un om dintre oameni, întotdeauna, ori de câte ori am fost între oameni, am luat pulsul problemelor lor și am văzut problemele cu care se confruntă. Vă spuneam că dacă mergem acum prin Deva, e un haos generalizat. Dar de ce este creat acest haos? Pentru că ne place să vopsim gardul înainte de alegeri, cu două luni. Unde au stat toți specialiștii de vei? Ne mai pun la socoteală faptul că sunt unele lucrări care sunt cusute cu ață albă. Adică asfaltarea asta de pe bulevard, de exemplu, pentru a scăpa de o cheltuială, societatea care lucrează la pista de biciclete și care trebuia să realizeze reabilitarea carosabilului cu asfalt, a preferat primăria pe bugetul primăriei, tot din banii dumneavoastră ai cetățenilor, dragi de veni, din banii dumneavoastră, pentru că, repet, bugetul este unul fantastic de mare, dar se cheltuie aiurea și inutil. A preferat să facă această asfaltare, deși erau alte lucrări de făcut pe cartiere, pentru că, să știți, dacă o să mergeți în Grigorescu, dacă o să mergeți în Micro 15, Deva nu este numai centru Deva. Aici ne-am comasat toți, ne adunăm toți. Nu, este și Deva nouă, nu? Este și Deva nouă. Oamenii se străduiesc și așteaptă utilități de ani de zile să le facă primăria. Este inadmisibil să creezi și să parcelezi locuri de case și să nu tragi utilitățile. Nu se poate așa ceva. Asta nu este dezvoltare. Asta este o viziune proastă. În viziunea noastră a celor de la aur, oamenii ăștia trebuiau să aibă utilități. Și noi, în momentul când vom fi la primărie, noi vom trage utilități acolo pentru oamenii ăștia, pentru că este important să aibă utilități. Suntem în anul 2024. Ori în anul 2024 să stai la curte și să te duci la toaletă în fundul curții este... Într-o reședință de județ. Într-un municipiu reședință de județ. Este dezastros. Domnule Clej, fondurile europene, proiectele pe fonduri europene nu vă sunt deloc străine. Știți foarte bine și aveți de fapt un istoric din acest punct de vedere. Considerați că în ceea ce privește administrația locală de Veane, lucrurile au fost făcute ca la carte? Pentru că am avut și în continuare mai avem așa un tren și trenuri, de fapt, care nu ar fi trebuit ratate, trenuri care, în care ar fi trebuit să urcăm cu toții. Și aici mă refer la cei care au avut această posibilitate de a scrie și de a implementa proiecte pe fonduri europene. Eu, adineauri, vă ascultam, povestesc cu colegul meu de platou, cu Gabi Ionașcu, despre proiecte. Și da, eu pot să mă definesc ca fiind un om al proiectelor, exact cum spune și dumneavoastră, fie că discutăm de proiecte de investiții, vedite, fie că discutăm, o spun și cei care mă contestă că sunt bun pe domeniul fondurilor europene, ce pot să mai zic, cred că dacă cei care te contestă îți recunosc niște calități, atunci din punctul meu de vedere e clar că le ai. În ceea ce privește modul în care aceste proiecte pe fonduri europene au fost realizate, spuneați noastră ca la carte, dacă ar fi ca la carte, eu aș spune-o ca fiind cartea aceea care se numește Feriți-vă de Măgăruș. Adică este o carte... Mi-e și teamă să vă întreb cine este Măgărușul. Dar nu vă întreb. Trecem peste, continuați. Pe 9 iunie o să aflăm de cine trebuie să ne ferim, cine este Măgărușul. Eu vreau să vă spun doar că aș cataloga aceste proiecte ca fiind proiecte trecute, prezente și viitoare. Pentru că viața noastră este un proiect, cariera politică este un proiect, cariera pe care Gabi ca viitor primar o avea, eu ca și viitor, poate posibil consilier local sau viceprimar sau... Deci totul se rezumă la un proiect. Și acum, dacă e să ne raportăm la proiectele trecute și dacă e să luăm în calcul tot ceea ce am reușit să contractăm,
Vreau să vă spun că satisfacția mea este destul de scăzută în ceea ce privește reușitele pe care primăria municipiului Deva a reușit să le reușite care le-a obținut. Palpabil. Pentru că sunt foarte multe proiecte deși au fost contractate, nu s-au respectat termenele limită de implementare a lor, adică sumele de bani n-au fost decontate, activitățile n-au fost încadrate în termen, ceea ce a dus pe de o parte la pierderea unor sume considerabile de fonduri nerambursabile, pe de altă parte la fazarea unor proiecte, prin fazare înțelegându-se că din sumele alocate din exercițiul bugetar 2021-2027 nu vom putea angaja proiecte noi. Vom fi nevoiți ca din sumele pe care primăria municipiului Deva le are să suportăm sumele de bani care n-au fost cheltuite și doar din ceea ce rămâne să generăm proiecte noi. Deci asta din punctul meu de vedere este o lipsă de performanță, nu este un rezultat care să ne bucure, mai mult cu cât persoanele care au fost implicate în gestionarea acestor proiecte din fonduri europene au fost remunerate lunar pe toată durata de implementare a proiectelor cu o creștere salarială decontată din fonduri europene de până legală. La 50%. O nu chestiune legală, dar vedeți că legalitatea spune că eu îți plătesc un bonus la salariul care oricum ți-a fost mărit. Adică ai niște venituri în administrația publică. Exact, e un bonus de performanță. Ori performanța înseamnă că tu trebuie să-ți atingi țintele. Eu, în ceea ce mă privește, este arhicunoscut faptul că am un portofoliu de proiecte a căror valoare cumulată depășește 250 de milioane de euro. Adică sunt oameni din primăria Deva care, dacă ar fi să fac la cursul valutar de astăzi sau de ieri sau de mâine, suma în lei vechi, le-ar fi greu să și scrie. Vreau să vă spun că sunt proiecte care s-au închis toate în termenul angajat, fără corecții financiare, adică fără ceea ce găsim în primăria municipiului Deva, și poate că și din această cauză sunt unul care sunt veșnic nemulțumit, pentru că eu nu accept și nu tolerez ca munca unora de a scrie proiecte, de a câștiga proiectele, să fie dusă în derizorul de ceilalți care, deși au banii, ți-am adus banii în visteria municipalității, să nu fii capabil să cheltuiești. Dar astea, vă spuneam, discutăm despre proiectele trecute. Haideți să revedim în prezent. Proiectele din prezent. Vreau să vă spun că în ședința de aprobare a bugetului municipiului Deva pe anul 2024 am participat. E, cred că, singura ședință la care a participat și domnul primar în anul 2024. Am constatat un obicei pe care mă văd nevoit să-l critic, de a nu participa la ședințele Consiliului Local. Mi se pare inadmisibil și spun și lui Gabi, dacă vei câștiga primăria, te rog frumos, la fiecare ședință de Consiliu Local pe care fie o inițiezi tu, fie că este ordinară sau extraordinară, în calitate de lider al comunității, în calitate de ordonator principal de credite, trebuie să participi. Să convingi consilierii și să ceri votul de încredere pentru proiectele de utilitate publică. Acum primarul și cele care sunt necesare. A plecat și la București, la Timișoara, este, pentru a discuta despre este anumite adevărat, proiecte. Este adevărat. În cazul justificat este firesc. Este adevărat. Acum, ferească Dumnezeu să avem probleme de sănătate, rând de ce exact. Sunt familie, și așa mai departe. Acestea dar este excepțiile. Inadmisibil că în anul 2024, până în data de 16 aprilie, indiferent despre ce primar ne raportăm, să participe maxim la două ședințe, fie că au fost ordinare sau extraordinare. Este intolerabil pentru că tu vii și propui niște proiecte, ceri votul de încredere a Consiliului Local pentru proiectele pe care tu le vrei în executiv, dar nici măcar n-ai bunul simț de a te depasa două birouri mai încolo să participi la ședința de Consiliu Local. Dar să venim la proiectele din prezent. Și vă spuneam că în proiectul de buget care a și trecut și foarte bine că a trecut ca idee, ceea ce mă dezamăgește pe mine și cu ceea ce sunt consternat și șocat este faptul că la proiecte de investiții noi găsiți, oricine care ne urmărește poate să verifice pe site-ul primăriei municipiului Deva, la lista de investiții noi realizate în anul 2024 avem un coeficient de fix 0 proiecte. Și atunci domnul primar se arată, este proiectul de buget, adică tu ai bugetat fix 0 proiecte.
la toate emisiunile la care participă, spune că este un cărcotaș care spune că hashtag primarul zero. Da, domnul primar, ăsta sunteți. Hashtag, diez, primarul zero. Pentru că este inadmisibil, în calitatea dumneavoastră de primar al municipiului Deva, reședință de județ, să veniți să propuneți Consiliul Local, unde aveți majoritate de altfel, un proiect de buget unde investiții noi să avem zero proiecte. Eu cu așa ceva nu sunt de acord. Și mai avem încă un aspect și după care cu proiectele vreau să închid linia de discuție. Sunt proiectele noi. Și acum stau și mă uit. Inclusiv ceea ce fac eu astăzi la dumneavoastră în platou cu Gabi este să prezentăm un proiect credibil românilor. Pentru că astăzi românii, sau peste două, o lună și jumătate când vor merge la vot, se vor găsi în fața unui de vot și vor spune în felul următor. Păi dacă votez cu PSD, merge votul la PNL. Dacă votez cu PNL, merge votul la PSD. Mi-aduc aminte că era un domn europarlamentar care iară se vrea europarlamentar și striga de la tribuna forului de conducere a partidului pe care îl reprezintă, închideți ușile și ferestrele să nu vină PSD-ul la noi. Mi-aduc aminte pe cei de la PSD care spuneau că cei care au băgat România în colaps, în criză, sunt Klaus Iohannis cu guvernul liberal. Ei spuneau, poate că n-am reușit să citesc întru totul, dar asta era astăzi, sunt la aceeași masă. Mă refer, în 9 iunie va trebui să alegem. Oamenii sunt un pic debusolați. Dacă eu care vreau să votez PNL-ul ca să nu votez PSD-ul, votul meu îl numără tot ăla de la PSD. Cei care vor să voteze PSD-ul ca să scape de PNL, votul lor îl numără cei de la PNL. Mergem mai departe. Avem acum pe cei care au apărut în 2016 pe spectru politic cu un proiect care spuneau că sunt USR. Care USR astăzi stau în aceeași alianță cu partidul lui Băsescu, pe care îl condamnau că a fi condus statul într-un regim mafiot, corupt, cu DICOT, cu SRI, cu interceptări, cu arestări, spuneau ei că prin abuz de putere, dar astăzi stau la masă cu partidul acestui fost președinte Traian Băsescu și mai mult decât atât, și partidul lui Băsescu stă cu ăla pe care spuneau Sică Mandolină, adică Ludovic Orban. Poate dacă unii dintre cei care ne proiecte, urmăresc vor spune că asta este politica. Dacă asta este politica, pe care ei o împărtășesc, n-au decât să o facă, eu, din punctul meu de vedere, unde cred că în politică e nevoie și de onestitate și coloană vertebrală și de principii de la care să nu faci rabat, și mai avem partea cealaltă a minorităților, unde se regăsește și UDMR-ul, care tot timpul au jucat-o în 5-6%, procentual vorbind, că există statistici, și au asigurat majorități pe unde au putut. Și atunci, avem aceste proiecte de viitor, că de asta mergem la urne în 9 iunie, ca să ne stabilim direcția pe următorii 4 ani. Întrebarea mea, semnul întrebării. Românii, fie că discutăm de județul Hunedoara, municipiul Deva, Covazna, Satu Mare, Călăraș, Focșani, scuzați-mă, vreau să spun județul Vrancea, da? De cine suntem reprezentați? Și atunci, astăzi, sunt în fața dumneavoastră, împreună cu colegul meu, cu Gabriel Ionașcu, și vreau să transmitem un mesaj ferm prin care să cerem încredere și să prezentăm o echipă de oameni care ne angajăm ferm în fața tuturor celor care ne privesc, că suntem în slujba comunității, în slujba românilor, prin faptul că proiectul pe care îl prezentăm astăzi vrem să fie cel care în următorii 4 ani va face bine acolo unde timp de 32 de ani alții au făcut rău. Eu ca și viitor consilier local nu pot să promit, adică nu o să promit că voi face în 4 ani totul lună și bec. Că nu am cum. Dar vreau să vă asigur pe cei care ne urmăresc și cei cărora le cer încrederea și votul, evident, că în priceperea pe care o am pe fonduri europene, îl voi sprijini pe Gabriel Ionașcu ca viitor primar al municipiului Deva. Și tot ceea ce înseamnă absorbție de fonduri europene, îi voi cere să-mi dea atribuții în domeniu, să pot să am 0 cenți fonduri europene care ar fi disponibili și care să nu fie accesați.
Asta este misiunea mea de la care plec, este angajamentul ferm pe care îl fac cu Deveni, este ceea ce cred eu că ar reprezenta o soluție la toate problemele sau la mare parte cu din cele cu care ne confruntăm. Cu siguranță în campania electorală ne veți spune mai multe despre acest lucru. Vreau să citesc și câteva dintre mesajele pe care ni le-ați transmis pe pagina de socializare pe Facebook. Domnul Răzvan Mareș se pare că este alături de noi. Vă urează mult succes. Răzvan Mareș, care recent s-a alăturat echipei dumneavoastră, fost președinte al Partidului Ecologist Român, filiala județului Hunedoara, iată că s-a alăturat dumneavoastră, vă transmite succes. Domnul Cătălin Iovan spune succes, vă susține și vă felicită. Domnul Dorin Lexus, succes domnul Gabriel. Domnul Săulean Ioan Daniel, tot respectul pentru Clej Ioan Emanuel, depune eforturi și încearcă să arate situația așa cum este. Eu îi doresc succes și sper să ocupe un loc mai bun pe listele de consilieri. Ar fi un mare avantaj să avem un consilier cu capul pe umeri, iată, spune. Mulțumesc, domnule Săulean, mulțumesc frumos pentru plăcere. Domnul Paul Potecă vă urează mult succes, vă susține pentru primăria Deva. Domnul Tiberiu Bârstan, felicitări pentru emisiune, mult succes, Aur. Nelu Rostaș vă urează de asemenea succes. Iată multe mesaje care, prin care, de fapt, vă ofer așa încrederea și vă transmit gânduri bune. Deocamdată. Acum, până la finalul emisiunii, vom vedea. Avem vreo 6 minute din această emisiune. Se întâmplă? Un fapt îmbucurător este cel legat că românii nu se mai lasă păcăliți. De asta, exact cum spunea și colegul meu aici de față, Emanuel Clej, am încredere, eu cred în Deveni. Eu cred în Deveni că ei pot asigura schimbarea pe data de 9 iunie. Vor asigura schimbarea vieților în bine. Pentru că, așa cum spuneam, într-adevăr, primăria Deva, deși are un buget foarte mare la dispoziție, nu este gestionat corespunzător. V-a explicat colegul meu aici cum se pierd bani din buget în loc să folosim banii pentru alte nevoi stricte, în speță să avem celelalte categorii de persoane defavorizate, să avem copii cu nevoi speciale, să avem în vedere seniorii noștri care ne pot împărtăși din experiența lor de viață. Cred că acest schimb de experiență care ar putea avea loc între seniorii noștri și tinerii noștri ar putea face ca lucrurile să meargă înspre bine. Și ajungând la tineri, m-aș axa, parte din proiectele noastre sunt cele axate pe crearea unor centre de excelență. Pentru că trebuie să înțelegem un lucru deosebit. Dacă vom investi în educație, deci acești bani pe care, repet încă o dată, primăria Deva are un buget fantastic de mare. Dacă acești bani sunt calați pe aceste proiecte legate de creare de centre de excelență, centre de pregătire, în felul acesta ne vom ține tineretul, ne-l vom ține aici. Nu vom mai asista an de an la o depopulare crasă. Noi trebuie să stăvilim această hemoragie de resursă umană, trebuie să o stăvilim, trebuie să găsim soluții. Noi, ca și administrație, trebuie să găsim soluții ca să stopăm această hemoragie. Păi recent administrația locală Deveana anunța că se va face un mare consorțiu aici în Deva. Probabil pentru învățământ. Se încearcă încă o nouă păcăline. În locul unde trebuia să existe o sală polivalentă și în locul unde mai trebuia să mai existe și alte așezăminte acolo și de fiecare dată aceeași păcăleală. Asistăm periodic la aceeași păcăleală. Acum asistăm la o păcăleală de genul aici se va face cel mai mare centru de învățământ dual, a însemnat, am parafat. Domnule Boancea, domnule primar, nu-i mai păcăliți pe Deveni. Azi i-ați păcălit cu polivalenta, i-ați păcălit cu nu știu ce, i-ați păcălit cu utilitățile pe cetățenii din Zăvoi. Nu-i mai păcăliți. Aici este problema. Problema că trebuie făcută curățenie, dar curățenie și la propriu și la figurat. Asistăm la această mizerie care este cotidian în jurul nostru. Orașul arată deplorabil, arată ca un oraș ponosit. Niciodată n-a arătat Deva mai rău ca acum. Și asta nu din cauza lucrărilor, că cineva ar putea spune, păi bine, se lucrează. Nu din cauza lucrărilor, ci a faptului că se lucrează haotic, fără organizare de șantier. Cetățenii sunt nemulțumiți că nu mai știu, nu se dau comunicate,
prin mass media, nu se dau comunicate la radio, să li se spună, băi fraților, să închide strada cu tare, căi de afluire, de fluire, pe strada Cucu și pe strada cealaltă, nimic, să lucrează după bunul plac, fiecare cum vrea, fiecare își face treaba. Mai zilele trecute, pe acest pavaj care este făcut și este pus destul de rău, pentru că 50% din lucrare este neconformă și va trebui scoasă afară și vom ajunge iarăși în aceea situație care o prezenta colegul meu, că se pierde finanțare și va trebui finanțare de la bugetul local și așa, adică mai din departe. Banii din banii dumneavoastră, dragi cetățeni, din banii noștri ai tuturor, să știți că de acolo se duc banii. De asta nu mai sunt bani la buget. Și asistam stupefiat la lucru cu utilaj de 9 tone pe acel pavaj. Inadmisibil. Cărau oale de beton pe acel pavaj. Păi e noaptea minții, fraților. Și eu atunci, ca și cetățean, îmi pun întrebarea. Păi unde este personal de specialitate din cadrul primăriei? Eu nu zic că poate primarul, dar ar trebui să aibă personal de specialitate. Primarul are aparatul primarului la dispoziție, bineînțeles, și are administrator public care ar trebui să fie implicat și în miezul problemelor. Dar nu-i regăsim. Ultimul minut din această emisiune. Mi s-a părut că vreți să completați ceva, domnule Clej, sau tragem așa o concluzie asupra... Nu ar fi ca o completare. Eu văd că are un gust amar, așa. În acordul... L-am simțit și eu, de aceea am dat cuvântul. Am totuși un pic de dulceață așa pe buze și sper că din 9 iunie să mă bucur de ea. Eu sunt în acord cu ceea ce spune Gabi Ionașcu. Amară constatarea mea este că, de fapt, domnul primar nu poate. Eu i-am ascultat proiectele lui, sunt și în asentimentul dânsului, sunt de acord că avem nevoie de un campus universitar, sunt de acord că învățământul dual poate să reprezinte, știu eu, oportunități de angajare pentru tinerii care nu oricine poate să facă o facultate în ziua de astăzi, și nici în trecut și nici în viitor. E nevoie de resursă umană calificată în diferite industrii, domenii. Dar și important este cu ce veniți dumneavoastră, pentru că ce nu s-a făcut sau s-a făcut, probabil că oamenii au văzut. Important este ce faceți. Dezamăgirea cea mai mare a mea nu este că el poate să-i păcălească pe deveni. Asta poate are un șiretlic, are o abilitate de a păcăli oamenii. Dezamăgirea mea și nemulțumirea mea este că el nu poate să rezolve problemele devenilor. Lucru care l-a dovedit. Dar altceva, ceea ce nu am încercat să-i transmit prin diferite metode, prezență în consiliul local, live-uri, interacțiuni pe Facebook, chiar și face-to-face discuții, i-am spus, domnule Florin, domnule primar, nu poți să faci performanță, nu poți să faci o pistă de biciclete performantă când cel care face pista de biciclete, celui căruia i-a atribuit lucrarea, este asociat cu firma soției dumitale în alte lucrări publice. Aveți dovezi. Dar sunt publice. Da, sunt publice dovezi. Deci nu poți să-l tragi pe ăla de urei, că nici eu n-aș putea să fac lucrul ăsta. Vă dați seama cum ar fi soția mea să aibă o firmă de construcții, deși e stomatolog, adică nu prea înțeleg una cu alta, dar în fine, în România se întâmplă multe lucruri. Au trecut unii de la tancuri la dinți, da? Deci nu, deci se poate. Are o firmă, da? Soția mea. Eu sunt primarul Devei, ca idee, da? Soția mea are un asociat, merge la lucrări, câștigă lucrări pe bandă rulantă cu acel cineva. Și ăla vine la mine la primărie și dă o lucrare. Păi dacă omul ăla greșește, nu poți să-l tragi de urei ca pe oricare altul. Aici e o mare problemă. De moralitate, de bun simț. Nu poți să faci o pistă la standarde europene, deși ai bani mulți primiți pe fonduri europene, când tu te alegi la astfel de jumbușlucuri. Nu poți să faci o pistă de atletism de 800 de metri omologată la nivel mondial ca să faci din 2020. Nu poți să faci o sală polivalentă, nu poți să faci între aia și jumătate o telecabină funcțională, deși ai mări capacitatea, dar vii și prezinți astăzi niște proiecte care sunt necesare. Avem nevoie. Pentru emisiunea următoare suntem curioși să vedem care sunt și proiectele pe care dumneavoastră le prezentați. 12 secunde aș mai spune. Ea spune felul următor. Astăzi Gabi Ionașcu a venit cu un om care are experiență, îmi fac o reclamă, da? 250 de milioane de euro implementați în România din 2007 până în prezent. Vreau să-l cunosc pe cel din primăria municipiului Deva sau cel cu care se laudă Florin Oancea că va implementa proiectele pe fonduri europene din 2024 în 2028, care are o experiență similară cu ceea ce are echipa lui Gabi Ionașcu.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii să prezentați și parte măcar din viziunea pe care o aveți și proiectele pe care le aveți pentru municipiul Deva. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și celor care ați ales să ne scrieți pe paginile de socializare și celor care ne-ați urmărit în fața micilor ecrane. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!